antrenament cu Ciucă și Nicăloine te-a lăsat fără voce. Ca să înțeleagă toată lumea, cu adevărat, asta s-a întâmplat ieri și este real, real, ce au pățit sărmanii. O să vedeți în continuare. În câteva momente, în câteva momente. Exact. Haideți să iei un loc, să știi că ne-au dat poze pe WhatsApp, avem un grup cu întreaga redacție și erau cu genunchii juliți, cu coatele rupte. Cea mai bună variantă a lor. Ai trimis și mai bun luptător și asta mi-a plăcut. Chiar, sunt bun, nu? Real. Te rog frumos să iei să luăm. Mulțumesc. Da, au supraviețuit. Mă rog, e... Îi știi deja. Da, da, exact. Nu, că și vedem aici și o să vadă oamenii și imaginile în câteva momente. Cristian Bosgan, oameni buni, un tip senzațional astăzi la noi în emisiune. Genial, nou sezon din Ferma. Asta mi s-a părut și mie, cel puțin până acum. Este, este. Ce-o urma... Și cred că ce o să urmeze și mai ceva din cât ce am văzut până din acum. Din punctul meu de vedere, ce am de făcut de acum încolo, o să vedeți. Deci chiar o să vedeți lucrurile astea, pentru că am promis că și eu voi rămâne uimit despre mine. Nu este despre mine în emisiunea asta, dar cu siguranță ceea ce mi-am propus să fac anul ăsta, cred că trebuie să depășească inclusiv limita aia mea maximă. Tu fiecare an cred că setezi așa o limită pe care trebuie să o depășești. Cred că așa facem toți. Ai mai slăbit acum? Am mai slăbit, da. Câte kilograme ai dat jos? 15 kilograme în aproximativ 3 săptămâni. 15 kg, 15 kg, da, e o magie, habar n-am cum s-a întâmplat. Da, e o magie, adică cred că antrenament, cred că o să vedem cum ai slăbit, ai folosit aceeași tehnică de antrenament ca la Ciucă și Nicolaină. 15 kg în 3 15 săptămâni? 15 kg. Ai vrut, ai zis, bă, m-am îngrășat, gata, da, vreau să dau jos kilogramele. Am stabilit înaintea proiectului, pentru că îți dai seama, starea de pandemie, nu mai știu ce, și nu mă simțeam bine. Am vârsta pe care o am, cu siguranță, tot 25, ca anul trecut, da. Așa? Așa, și vreau să spun, îmi pare rău pentru voce, chiar îmi cer scuze, dar asta este viața. Nu, că nu te punem să cânti azi. Și, slavă Domnului, am hotărât targetul să fie undeva între 5 și 10 kg. Și știi cum e în Forrest Gump, dacă tot am alergat până aici, atunci să-i dăm. Hai, frate, să dau jos. Dar și cu, ai dat jos și cu dietă sau doar cu sport? Dietă și sport, o combinație asta. Deci nu merge ori dietă... Ori sport. Ce trebuie să le combin, nu? Nu știu, o găsi noi cumva și ingredientul ăla pe care să-l crezi că dacă eu și plantă venim, nu știu, 3 săptămâni la tine, măcar 5 kg de în jos? Ce să mai dai, că eu, din punctul meu de vedere, dar mi-e teamă că interpretez altfel. Eu nu a schimbat nimic. Asta e, băi! Și când o zice Cristian Bosgan, care a văzut la viața lui o grămadă de musculoși de ăștia care veneau ei să se dea mari, nu? Eu zic să te uiți la beta, care urmează la material, și după te mai gândești. Dacă vrei să mergi acolo. Ai auzit ce a zis Cristian Bosgan? N-aș schimba nimic. Oameni buni, haideți să vedem imaginile filmate ieri. Atenție mare, în locul unde s-a filmat și show-ul Ferma, da? Exact. Iar acum vedem imaginile cu cei doi luptători ai noștri, Ciucă și Nicolăină, față în față cu Cristi Bosgan. Priviți! Bine ați venit! Salut! Bine ați venit! Ia să vedem! Băi, foarte... Ai văzut cum se... Bine ați venit! Salut, Cristi! Bine v-am găsit! Vă așteaptă un circuit pe care o să-l vedeți în următoarele episoade și în Fermă. Toți, deci absolut toți concurenții, trec prin circuitele astea. Însă este circuitul pe care zilnic îl fac bandiți. Noi o să facem o competiție acum, nu? Faceți o competiție între voi. Mă gândeam așa, dacă e premiu, pentru mine măcar, dacă câștig eu, pot să mă duc să vă văd pe Viviana Fermă. Îmi dai voi? Singur, băi, undeva. Nu știu, între singur. Voi ar trebui singur, nu știu ce, nu adică îmi cer ceva, mi se pare că e luna de pe cer, dacă mă întreb. E imposibil. Ok. Păi circuitul ăsta este, pe care îl vedeți aici. Așa. Veniți voi după mine. Nu pare așa. Și o să pornim... La prima vedere nu e așa rău. La prima vedere. E o temă din asta, băi, slalom, știi? Băi, ce-mi place, da. Face așa. Ce-mi place, exact. Cele mai ușoare lucruri. Pe cronometru apare competiția între voi. Viviana, vin! Hai. Încolo Ferma, așa mă. O să încep tu. Eu? Da, tu, Radu. Eu dau drumul la cronometru, vă veți întoarce. Aveți traseul, tur-retur. Tur-retur. Ești pregătit? Da. Te-ai hidratat? Da. Sigur, da? Sigur. Ok. Start! Start, mă! Start odată! Hai odată, mișcă-te! Am ajuns înaintea jos, abdomene 10! 10! Abdomene, nu flotări! Abdomene! Jos! Jos! Trage de tine, Ciucă! Trage! 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 Trage!
Start! Start! Start odată! Hai, Dane! Hai, Dane, că ia uite, mă împiedic de tine aici! Hai! Stop, 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 flotări! 10 flotări! 10 flotări! Hai, 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 hai! Hai, hai, bravo! Hai, fereastră, sus! Bravo! Hai! Și... Bravo! 10 abdomene! 10 abdomene! Hai! Hai, Dane! Hai! 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 Trage! Trage, Daniel! Trage! Hai! 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 Aha! Hai! Hai! Trage de tine! Hai! Sus, sus, sus! Funie! Trage de funie! Au ridicat-o tuns până acum! Trage! Trage dacă vrei să arăți cine ești! Trage! Trage! Bea apă, ciucă, bea apă! Asta este, jos! Inspiră, expiră, foarte bine, hai, sus! Arată cine ești, arată cine ești! Asta este, Dan, stop! Hai, panou! Trage! Mamă! Trage odată! Hai, Dane, hai, hai, 10 genoflexiuni! Hai, și până jos, și până jos! Trage aer! Trage aer! Poate și genunchi, până în capăt, printre jaloane! Hai! Hai! Mersul piticului printre jaloane până în capăt! Mersul piticului! Hai! 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 Hai odată! Mai repede! Mai repede! Mai repede! Trage de funie! Adu sacul! Respiră! 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 Hai! 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 Respiră, du-l înapoi! Respiră! Hai! Mersul piticului! Mersul piticului printre jaloane! Hai! Trage de tine! Forțează! Forțează! Asta este, Dan! Înapoi! Poate și genunchi! Poate și genunchi printre ele! Așa? Hai! Poate și genunchi! Poate și genunchi! Hai! 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 Trage de tine! Respiră! Trage de tine! Trage! Abia aștept să intri în fermă data viitoare. În sezonul următor, primul pe listă. Hai! Auciucuri! Dus! Respiră! Hai! Înapoi! Întors! Hai! Respiră! Hai! Hai! Și înapoi! Hai! Respiră! Respiră! Funie! Respiră! 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 Rupele! Trage de tine! Hai! 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 Asta este! Asta este forța! Aici! Bravo! Și este mentală! Hai! Mai sus! Hai până unde poți! Hai sus! Ok, gata! 5 abdomene! Hai! Și nu uita să-l faci pe ăla de voință! Hai! Hai! Ești în contratimp! Hai! Pe jos! Pe jos! Pe sus! Hai! Forțează! Pe deasupra! Pe dedesubt! Hai! Peste cauciucuri! Hai! Că toți din fermă fac treaba asta! Hai! Că mă trezesc cu bandiții aici la antrenament, acum ne prind aici. Hai, și pe deasupra ăstora, hai! Hai, da, pe deasupra, hai! Hai, și zid! Respiră! 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 Să aud respirația! Hai! Respiră! Bravo! Și întors! Go, 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 go! 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 Hai! 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 Bea apă, Dan. Bea apă. Nu pot să bea. Bea apă acum. Bea apă. Bea apă. Asta e. Bravo. Și alergare, hai. Hai. Abdomene. Abdomene 15. Hai, respiră. 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 Asta este. Respiră. 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 Se termină ferma până terminăm noi circuitul ăsta. Trage de tine. Suflă, dozează-ți efortul. Hai, hai. Asta înseamnă să fii fermier. Hai, hai. Asta înseamnă să lucrezi cu Cristi Bosgan. Hai, hai. Hai, hai, trage de tine.
Bravo, mi-a plăcut sus. Hai, înapoi. Exact, panou. Panou, 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 panou. Acum dă ceea ce poți din tine. Asta așteaptă adversarul, să-l clachezi. Nu vei placa niciodată. Hai, ăsta este Radu. Asta este, ai grijă unde sari. Hai, flotări, 5. 5, hai. Hai, hai, respiră. Respiră, asta este. Te voi răcori, bravo. Hai, sus, tehnică, te-ai ridicat. Ai pus piciorul peste. Bravo, hai, hai. Hai, hai, hai. Și alergare, alergare. Hai, hai, ah. Hai, 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 bravo. Bea apă, bea apă, bea apă, bea apă. Da, bine. Hai, hai. Bravo, mă, foarte bravo. Bine, foarte bine. N-ai cum așa ceva. Ai 7 minute și 27 de secunde. Nu cred. 8 minute și 33 de secunde. Ai stat acolo și dăm să beau apă, că nu mai pot, că vreau apă, că vreau apă. Asta îmi spune acolo, că vrei apă. Ia uite, bă, ce m-am plictisit aici. Vrei apă? Trebuie să bem un pic de apă. S-a pus aici un junghi. Ce câine de om, bă, ăsta. Zi acum, că nu te aude, e departe. Zi de bine. Bă, murea omul aici, ești nebun. Ia zic că mă duc chiar pe bune. E foarte bine. Viviana! Eu sunt mulțumit. N-ai murit astăzi. Da, n-am n-ai murit. Te-ai nu prea mai aud. Oră. Nu prea mai aud bine. Eu zic să-l prins pe Radu, că fuge la Viviana. Lasă-mă că se descurcă. Mai fă un efort acum. Da, bun, bun, senzațional, Atrantu. Bravo, băieții! Mulțumim! Bravo, Ciucă! Mulțumim. Bravo, Nicolaina! Buni amândoi, mă, buni, foarte buni! Foarte buni, bravo! Ciucă, nu știu, ți-a răspuns și Viviana că tot o strigai. Nu, cătă, să-ți zic ce-am pățit. La 200 de metri mai în față, ce crezi? Doamna Mihaela m-a luat, l-a alergat înapoi. Te-a luat cu ouă! Cu ouă! N-am avut nicio șansă. Da, ai simțit miros ceva? Parfumul ăla, știu. Știi, a? Da. Era acolo. Ăla scump. Perfect. Da. Ăla de la latul rate, a? Și acum plătesc. Spune-mi, au fost buni elevii mei? Băi, am văzut cea mai bună variantă de până acum. Pe bune, deci chiar pe au fost. Bune. Dar știi că a venit așa relaxați, au zis, băi, gata, e un antrenament de ăsta așa ușor. Doar ai scos untul din ei, jur. Fețele astea relaxate m-au făcut să scot untul. Da, aici ați dar văzut. Dar tu te transformi, pe bune. Da, dar ați văzut cea mai light varianta mea. Nu îți pot explica ce Cătălin se întâmplă cu concurenții de fermă. De ce? Mai înainte ne-a pus așa, hai să faceți de încălzire să vedeți cum e. Da. Și de încălzire ne-a zis să alergați printre jaloane, treceți pe aici, săriți peste astea odată și ajungeți la cauciucuri. E ușor, nu? Aolo, 30 de secunde. Numai că nu știai că printre jaloane trebuie să mergi în coate. N-avea sticlă de apă, n-avea, nu arunca cu pământ pe noi, n-avea asta. Dar care e chestia asta cu apă? Că le arunci mereu apă. Că care era faza? Că pur și simplu nu mai înțelegea ce e cu el. Fiecare, da. Cătălin, fiecare... în momentul în care respir, vrei să respir și ți aruncă apă, efectiv nu mai poți respira, că ai apa aia în gură. Și te sufoci. Deci vine, da, cursurile de Rangers, spre exemplu, de la noi, da. Cele care se fac aici, includ și condimentul ăsta. Este foarte important, pentru că ți aduce încă o treaptă, dacă vrei, pe acel supliciu. Dar, ca să nu înțelegem greșit toate lucrurile astea, aici nu este vorba de o bătaie de joc. Nu este vorba despre ironie, nu este vorba despre a râde și operatorii care au fost, echipa noastră, nu râde nimeni, pentru că scopul este altul. Antrenamentul are un simplu rol, de a ridica și nivelul și a scoate varianta cea mai bună a ta. Adică este vorba despre motivație, despre hotărâre și despre puterea ta mentală, acolo unde noi șlefuim prin antrenamentul ăsta. Despre asta vorbim noi, nu despre condiția fizică, dar cu vocea asta mi-e foarte greu să da. Oameni buni, ca să înțelegeți ce îi așteaptă pe fermier, dar nu pe toți ai zis că trebuie prin așa ceva. Voi vedea, deci voi vedea. Am înțeles, voi vedea te mai gândești. Azi, aș vrea, da, chiar să vă rezerv o surpriză. Perfect. Dar o să vă plac. Eu zic să rămâi un pic aici, că m-am gândit. Okay. Totuși să am un cadou și pentru tine, dacă se poate. Dacă poți să te ridici, că vreau să ți-l dau. M-am gândit că ai nevoie de apă și că te duci acolo. Poți să-l iei, nu? Băi, îți mulțumesc foarte mult. Stai o secundă, că mai am unul. Nu, ca să-i motivezi. Băi, stați așa. Nu, ține-i în brațe, nu? Da, ia, 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 ia,
Eu nu sunt rețin. Ia, pentru că m-am gândit că e păcat să te duci cu mâna goală. Nu, ca să fie motivație ce-i din fermă. Stai, liniștit. Nu, că e ok, ok. Vă aștept la antrenament. Nu. Acum dă-ne și nouă sticlă de apă, să-l stropim. E ok? E perfect, da? Să-l stropim în față. Și dacă nu funcționează cu apa, am și un ciumac aici pentru tine, da? Ce bine că nu l-ai avut. Mulțumesc foarte tare pentru astea, vă aștept. Perfect. Dacă vreți băieți acum să-i spuneți ceva, să-i transmiteți ceva. Nu, că ne prinde după aia. Nu. Deci nu e bine, nu? Nu e bine, nu. Nu, că vine la noi acum în culisă. Okay. Cristi Bosgan, oameni buni, căutați-l pe omul ăsta pe Instagram. Chiar așa, Cristi Bosgan. Cristi Bosgan. Cu 2 de N la final. Cu 2 de N. Deci Cristi Bosgan pe Instagram, pe Facebook, căutați-l, este senzațional, omul este fabulos și îl vedeți în ferma, așadar Săteni versus Orășeni. Eu te mai țin aici ca să văd. Nu, că mai ești prietenii mei. O să fie. Da, exact. Trece la flexiune acum! Asta! Uite, să vezi că eu-ți băia că mi-am ieșit din fire. Cristi, uite, vezi? Mulțumesc. Și tu mai trei flotări! Mulțumesc foarte mult. Ce să cum? E prietenul nostru. Ne e frică. Să nu ne mai sunt. Ne e frică. Da, acum vreau să spun ceva. Plantă. Da. Hai. Vreau să spun că Plantă vrea să vină și el. Hai. Plantă. Vino, mă, nu te dau înapoi. E simplu. O să vină și el în tranșe. Serios. Faci 10 flotări. Poți să faci 10 flotări? Nu vreau. Da, nu normal. Dar nu vreau. Nu vrei. Ok. Uite ce avem dacă nu vrei. Exact. 5! Bună, fugi! Și nu mai are voce pentru că și-a pierdut-o ieri la antrenamente cu băieții.